Bună ziua, bine v-am găsit la Șahmat, emisiunea în care îi vedeți pe cei mai buni șahiști din România, disputând partide școală online și explicând fiecare mutare în timp real. Sunt Ciprian Crețescu și alături de mine a revenit în studio numărul 1 din România, marele maestru Mircea Pârligras. Salut Mircea, bine ai revenit! Salut Ciprian, mă bucur să revin. Salutări telespectatorilor! Mircea, ai cucerit primul tău titlu de campion al României în 2001 și următorul în 2016. De ce a trecut atât de mult timp între cele două titluri? Vreau să spun că mi-am dorit mult să câștig încă o dată titlul, dar de fiecare dată a apărut câte ceva, deci am ratat mult. Și cu atât mai mult m-am bucurat când am câștigat titlul în 2016 cu un punct avans. A fost ca o sărbătoare pentru mine. Dacă ești de acord, îți propun să continuăm seria partidelor școală. Desigur, să începem. Iată, am albul în această partidă, o să încep cu D4, e mutarea mea preferată. E6, cal F3, vreau să-mi dezvolt piesele. Adversarul meu are o strategie un pic mai ciudată și luptă mai greu pentru centru. Deja mi-a dat o piesă la mutare foarte și repede. Mută foarte rapid. A jucat destul de slab, adică a dat piesa fără să vrea. Oricum, și-a terminat dezvoltarea acum. Mi-am terminat și eu dezvoltarea, însă am o piesă în plus și vreau să-l atac la rege, am deschis poziția și acum vreau să iau calul acesta din C7, vreau pentru că l-a apărat și să încerc să... Mi-ar plăcea să vin cu dama în F4, după aceea nebunul în F5, eventual am și un șah în B5 în așteptare. Iată. Și acum nebun F5 e... Sper să fie decisiv. Încă se apără. Vreau să iau nebunul din E7 acum. Dar are apărare. Poate să joace nebun D6, deci este încă ok. Mi-ar plăcea să găsesc ceva frumos la nebun D6. Să văd. Nu am găsit decât așa. Practic este un schimb și o să iau tura din H8 ca să rămână cu o tură mai slabă. Acum am reușit să iau și în D5. Deja am avantaj mare, am o piesă în plus. Iată, a ținut de pionul acela. Acum este decisiv să intru cu turnul pe linia 7-a. O să-i pice mulți pioni. Poate chiar și pionul H7, deși în mod normal n-ar fi trebuit să-l iau. Dar am fost tentat. Dacă joacă tură H8, pot să-mi apăr nebunul. Ai 3 pioni în plus în momentul ăsta. Da. Adversarul joacă foarte rapid, însă nu... Acum plătește prețul. Da. Mi-am scos nebunul de acolo, pentru că nu stătea bine. Piesele lui sunt foarte pasive. Iată, vrea să schimbe nebunul de alb. Aș vrea să vin cu calul în F5. Este un loc foarte bun, nu poate să mi-l atace acolo. Partida este relativ ușor câștigată pentru mine acum. Aș vrea să avansez pionii de pe flancul regelui, să-mi aduc regele în centru. E o diferență foarte mare între ture și calul meu din F5 este foarte bine. Este foarte bine plasat. Adversarul mai avansează pe flancul damei, dar l-am oprit. Nu are unde să se ducă. Totul este sub control. Iată, mi-a dat un șah. O să mă duc aici ca să nu-l las să vină nici măcar pe H1. Uh,
Și asta se putea întâmpla de mult, o să i-am luat aici și cu... dacă ia înapoi, o să joc cal de 6 șah și calul, tot calul o să ia tura. Și pionii avansați de pe flancul regelui o să mă ajute, o să-mi fac ușor un pion trecut. Acum este foarte simplu, trebuie doar să avansez. Și ar trebui să-mi aduc și, să nu uit, să-mi aduc și regele în joc. E de așteptat ca adversarul să cedeze, pentru că nu poate câștiga nici măcar la timp în momentul ăsta. Nu, am destul de mult timp. Poate speră la un pat, adică atunci când, dacă sunt neatent și iau toate piesele și rămâne fără mutare. Dar o să încerc să fiu atent. Da, iată, a cedat. A cedat. Da. A fost o victorie destul de rapidă. Adversarul a gândit, practic n-a prea gândit, a mutat cumva automat. A jucat neglijent, nu recomand jocul neglijent. Fiind o jucătoare mai agresivă, cel mai mult îmi place siciliana, atât cu albul cât și cu negru. Este o deschidere foarte dinamică, unde cel care reușește primul să dea mat regelui advers, câștigă. Îmi place stilul ăsta de joc. Deschiderea mea preferată este Neidorf-ul, apărarea siciliană, varianta Neidorf. Este o deschidere agresivă pe stilul meu. O joc și cu albul și cu negru. Cu albul prefer de 4, prefer deschideri cu caracter strategic, în care să-mi construiesc poziția pas cu pas. Cu piesele negre îmi plac Indiana Regelui și Siciliana, dar consider că deja sunt prea bătrân să le mai joc, așa că la D4 prefer gambit de damă neacceptat, iar la E4 E5. La alb E4 în 99% de cazuri, iar în general la negru prefer deschiderea siciliană, apărarea siciliană în care, bineînțeles, apar atacuri la rege și posibilitatea și albului și a negrului de a ataca. Am început să practic șahul la 7 ani, aproape 7, când am venit în clasa 1. Am avut noroc că era o oră de șah în școală și de asta cred că e foarte bună inițiativa Federației Române de Șah, care a introdus șahul în școlile din România, ca materie opțională. Știți, ca o istorie de dumneai, doamna Elisabeta Polifoneade, am cunoscut-o, desigur, și la unul din turneele organizate de dumneai, jucam sora mea și cu mine și eram începătoare, deci aveam vreo 8-9 ani și dumneai i-a zis mamei mele, după o partidă pe care am câștigat-o, că fata asta trebuie să joace șah. Și poate a fost un factor decisiv. Am început șahul la 6 ani, părinții m-au dat la șah pentru că eram prea agitat. Și au încercat întâi fotbal, nu a funcționat, au încercat ping-pong, nu a funcționat, m-au dus la șah și acolo stăteam la masă liniștit și au spus, ok, Evrica, trebuie să lăsăm la șah. M-am apucat la 4 ani, atunci am învățat șahul, dar atunci doar puteam să joc șah, deci știam doar cum se mută piesele și chiar m-am gândit așa ce urmează acum. Ce urmează în continuare, odată ce am învățat să mut piesele. Acum aș răspunde că urmează partea cea mai grea, să le mut și bine. Vârsta a început să scadă din ce în ce mai mult. Dacă în perioada mea de juniorat eu am început șahul la 7 ani, alți jucători de top, cum este Constantin Lupulescu, care am fost oarecum coleg de generație, este un pic mai mare ca mine, el cred că a început șahul pe la 12 ani sau ceva de genul ăsta. Acum șahul se practică încă de la 4 ani, poate chiar 3 ani și jumătate, adică am avut și avem și în club copii care au început șahul la 3 ani și un pic. Și într-adevăr trebuie cu cât ne apucăm mai devreme de șah, cu atât avem timp să avem experiență mai multă, să acumulăm mai multe cunoștințe, astfel încât în momentul în care ei ajung la 7-8 ani deja să aibă o experiență importantă în spate și nu doar să învețe cum să mute piesele. În general, șahul dezvoltă puterea de concentrare, mi se pare, ceea ce este bine pentru studiu, pentru învățătură.
Pe mine m-a ajutat la examene, de exemplu, mai ales să învăț mai ușor, dar mai ales la examenele grilă. Mi se părea că rezolvam grilele mult mai ușor, datorită șahului. Și plus este spiritul de competiție jucând șah, deci te ajută să rezolvi probleme. Consider șahul o formă foarte bună de a-ți dezvolta gândirea analitică, logica, gândirea critică de asemenea, spiritul sportiv, deci spiritul de fair play. Este, consider că șahul este unul dintre cele mai frumoase sporturi care îți șlefiește personalitatea, poate ca niciun alt sport. Eu consider că mai ales șahul practicat de la o vârstă fragedă dezvoltă foarte multe abilități. Sunt și foarte multe studii care spun că șahul dezvoltă inteligența, memoria, capacitatea de memorare, capacitatea de atenție. V-aș vorbi și de partea practică, în care anumiți copii chiar au avut rezultate mai bune pe plan școlar și învățătorii lor mi-au spus că se descurcă mult mai bine de când practică șahul, sunt mai atenți la oră, rețin mult mai repede ceea ce fac. Îmi plăcea aspectul ăsta, că poți călători în multe țări, poți cunoaște oameni foarte diferiți și să-ți faci prieteni noi. Și asta, cumva, copil fiind, m-a atras foarte mult să mă duc la campionatul european în Spania, în Grecia, în Brazilia sau... Probabil ăsta a fost factorul care m-a motivat cel mai mult atunci când eram mică. Călătoriile sunt partea care îmi place cel mai mult din șah. Călătoresc și să cunosc oameni noi. Am călătorit mai mult prin Europa, deci am văzut cam toată Europa. M-am dus mai puțin și prin alte locuri, deci am fost în Brazilia în 95, campionatul mondial de juniori, am mai fost prin Asia, am fost în India, am fost în Emirate, dar în principal joc în Europa, pentru că aici sunt concursurile cele mai puternice. Da, am călătorit foarte mult, am avut șansa încă de la 11 ani să fiu trimis prin diverse competiții, atât în țară cât și în străinătate. Din păcate, pe lângă partidele efective pe care le avem în fiecare zi, este important să ne și pregătim aproximativ 2-4 ore pentru o partidă, așa că mai mult am vizitat hotelurile și împrejurimile acestora. Șahul mi-a oferit posibilitatea de a călători în foarte multe țări, în foarte multe locații. Practic, este un sport în care trebuie să joci foarte mult pentru a-ți crea oportunitățile de a deveni mare maestru, de a îți testa ceea ce înveți, și atunci cred că undeva în jurul a 6-7 luni pe an eram plecat și pur și simplu veneam acasă, îmi schimbam bagajul și plecam către următorul turneu. Și la școală am avut parte de înțelegere datorită faptului că aveam rezultate foarte bune la șah și puteau fi verificate. Și atunci lipseam foarte mult și încercam în perioadele scurte în care mă întorceam să recuperez și să pot să-mi închei situațiile și pe plan școlar, pentru că am ținut mult și la partea aceasta. Să revenim la partidele din această emisiune, partidele școală, cred că mai e timp de un joc. Desigur. Începem. Iată, am alb împotriva unui norvegian, Habin. Am început cu D4, D5, acum lupt pentru centru. Deschiderea aceasta se numește Slava. Negru își susține centru cu pionii. Albul însă este un pic mai în față. Negru are tot timpul opțiunea să ia în C4 însă și să prindă contrajoc astfel. Nu mă așteptam la mutarea aceasta din partea lui, să vedem ce să fac. Aș vrea să iau acolo ca să pot să-l atac acum în B7 și în D5. Nu e clar cum o să-și apere pionul D7, sper să aibă probleme. Iată, nu l-a apărat.
Acum aș putea să iau nebunul sau pur și simplu să continui să iau un B7. Ceea ce e mai riscant, dar pare mai interesant. Așa că să mă aventurez să iau acolo. Iată, cal D7. Acum aș putea și cred că mă tentează să iau așa cu pionul acesta. Ca să câștig un tempo în dezvoltare, vreau să vin cu nebunul în B5, să acționez pe diagonala aceea. Nebun F4 este o mutare care îmi place pentru că previne tură B8 și în același timp am opțiuni de nebun C7. Acum nu știu exact cum să continui. Probabil așa este bine. Nebun A6, acum în momentul acesta ameninț nebun C7, el nu mai are loc de damă. Iată, și-a făcut loc în E8. Deocamdată însă nu văd ce idei are, așa că îmi termin dezvoltarea. În continuare mi-ar plăcea să ocup coloana C și eventual să joc chiar cal B5 cu amenințări. Iată, cal B6, încetul cu încetul vrea să scoate și el piesele. Trebuie să văd ce fac. Probabil. Probabil e timpul să vin cu calul în B5. Mă gândeam să ocup coloana C, dar atunci ar fi avut mutarea nebun de 6 și îmi schimba nebunul acesta bun. Acum calul amenință tot felul de lucruri. Iată, el vrea să schimbe damele. Aici trebuie să fiu foarte atent. O să iau așa. Dacă ia cu tură în C8, o să iau calitate. Luând așa, însă îmi permite nebun B7 și acum își pierde calitatea. Mi-a atacat calul. N-am cum să retrag calul. Dacă retrag calul, tura fuge, așa că prefer să iau turnul. Cumva mi-ar plăcea să-mi scot nebunul de acolo, pentru că o să-mi atârne, deci mai bine să fac lucrul acesta imediat. În continuare, obiectivele mele ar fi să iau coloana C cât mai repede, ceea ce fac, și să vin pe coloana C. Eventual, mi-ar plăcea să schimb turnului din F8. Iată, vrea să scape de calul meu, însă și-a pus piesa la margine. Calul acesta nu este bine plasat. E ieșit practic din joc. Este ieșit din joc, da. Și mi-ar plăcea să profit de lucrul ăsta. Vom vedea acum un final cu pereche de nebuni. Da. Probabil mi se pare cel mai simplu acum, chiar dacă nu am reușit să iau pionul B4, vreau pur și simplu să avansez, să-mi fac liber pionul A și vreau să-l tot avansez. Știam că o să-i dau câmpul C4. Din păcate mi-a scăpat un lucru. S-ar putea să-mi pierd pionul, pentru că dacă îl avansez acum o să joace tură C8 și o să pierd un nebun. Deci trebuie să-i dau pionul. Însă calul lui este ținut și ca să intre în joc din nou o să trebuiască să dea un pion pe seama asta. Între timp vreau să joc nebun B6 și nebun C5 ca să-i atac calul din A3 sau pur și simplu tură C3 imediat ca să-l forțez. Trebuie să mă gândesc aici. Probabil nebun B6 este cel mai repede. Ca să ajung cu nebunul C5, trebuie însă să joc ceva mai repede. Acum, iată, calul a fugit de bună voie. O să aibă și câmpul D5. O să-i schimb nebunii. Mi-ar fi plăcut să țin pionul acela, dar nu
nu am reușit. Acum am un pion în plus, e poziție tehnic câștigată, o să schimb turnurile în continuare. Nu mi-e clar imediat, chiar pot să mai am presiune pe F7 eventual. Mi-ar plăcea să vin cu regele încetul cu încetul, deci rege G2, F4, rege F3, lucruri așa. Iată, F4 mi se pare o mutare bună. Are, bineînțeles, o cursă, vrea să joace cale 3 șah tură, să-mi ia turnul, însă am văzut dinainte acest lucru și dând acest șah, o să iau pionul F7. Deci a fost bine să țin turele până la urmă. Acum mi-ar plăcea să reușesc să dublez turnurile. Iată, tot mi-a dat șahul respectiv, dar am avut soluție. Mi-ar plăcea să reușesc să dublez turnurile pe linia 7 ca să iau pionul G7. Va fi foarte greu de contra Caradel și ți-a permis să le dublezi. Da. Cumva, mă rog, amenințând și el cu un șah. Acum ia și el în F2, dar da. Sper să nu fie periculos. Mai bine mă duc în centru, mi se pare că sunt mai sigur în centru. Trebuie să fiu atent totuși la timp. Mai am 44 de secunde. E destul de decisiv, zic eu, să iau un G7. Dar să vedem ce o să urmeze. Regele lui o să fugă prin G6. Deci, probabil, înainte să iau un G7, să joc totuși la rege G6, vreau să joc G4. Ca să nu fugă regele prin H5. Aș vrea să-l dau mat, pentru că nu mai am mult timp. Și simt că este într-o plasă de mat aici. Să vedem dacă reușesc. Iată, el nu a mai fugit, ceea ce mi se pare că n-a fost o decizie bună de-a lui. Acum ameninț cu oricare tură, ameninț mat pe linia 8 și turnul lui nu poate să vină în joc. Mă duc aici în F3 ca să nu mai aibă niciun șah, deci următoarea mutare ar putea să fie chiar cu primul, oricare din tură pe linia 8 cu mat. Dar am suficient timp ca să nu joc cu primul. Nu. Și îl lăsăm să se gândească la ce dat. Nu mai avem să evităm acum. Da, nu mai putem. Mircea, îți mulțumesc pentru partidele școală din această emisiune și pentru interviul pe care ne l-ai acordat. Interviul pe care iubitorii șahului îl pot vedea pe pagina de Facebook a emisiunii Șahmat la TVR1. Mulțumesc încă o dată și succes în competiții. Și eu îți mulțumesc. Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Sunt Ciprian Crețescu și vă dau întâlnire la un nou episod din Șahmat, sâmbăta viitoare la aceeași oră. La revedere!